Vreau să am pentru dumneavoastră acum în partea ultima a părtășiei noastre. Dacă ceea ce a fost până acum poate fi numit studiu, ziceți-i la asta predică. Nu știu exact ce diferență și cât de mare va fi între ele. Nu vă spun ce iese, decât vom vedea la urmă ce iese. Dar vă asigur că rămânem în domeniu. În Vechiul Testament sunt prezentați unii cu detalii, alții mai sintetizat, vreo 40 de împărați. Despre fiecare dintre ei se face câte o concluzie scurtă. A făcut ce este bine, a făcut ce este rău. Și din acest punct de vedere, ei se împart în trei categorii. O categorie de împărați, cei vreo 20 al lui Israel și o parte din cei al lui Iuda, au fost împărați răi. De exemplu, dacă ar fi să amintesc doar despre câțiva, zice în 1 Împărați 15:34 despre Baeșa, cel care l-a ucis pe Ieroboam: el a făcut ce este rău înaintea Domnului. A urmat el la fiul său, l-a ucis Zimri, Omri, versetul 25. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. Versetul 30. Ahafiul lui Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât tot ce fusese înaintea lui. Deci, unul mai rău ca altul. Și ultimul dintre ei, Osia, scrie despre el că n-a făcut rău ca ceilalți, dar tot rău a fost. Deci o categorie răi. Să-i lăsăm în pace. Există o altă categorie, buni, după modelul lui David, om după inima lui Dumnezeu. Din aceste categorii avem mai puțin. Amintesc din 2 Cronici 29, pe Ezechia, scrie în versetul 2, deși el a preluat împărăția de la Ahaz, care atunci când l-a studiat i-am pus numele Ahaz, domnia răului, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David, ca pe vremuri. Tot 2 Cronici 34, Iosia, el a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Deci o categorie de împărați buni. Frumos. Dar acum vă rog să întoarceți câteva foi în urmă la 2 Cronici 25, fiindcă omul în dreptul căreia ne vom opri este împăratul Amația. Versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Acesta și alții, Ioas tatăl său, Azaria fiul său, Iotam unul din nepoții săi, s-au înscris în această categorie intermediară. Nici răi ca Ahab și casa lui, nici bun ca David. Dacă așa au fost împărații, credeți că împărăția, oamenii din regimul lor au fost diferiți de împărat? Când a fost împărat rău în masă, toți au fost răi. Când a fost bun, i-a orientat spre Dumnezeu. Și când au fost din aceștia așa, și bun și răi, cotă parte bun și cotă parte răi, și poporul a fost cam așa, funcționau înălțimile din plin. Deci, starea acestor împărați este comparabilă cu a noastră. În poporul Domnului, zice Ieremia, cine sunt oameni răi? Sunt. Puțini. Nu sunt dintre ai noștri, o să iasă dintre noi. Sunt oameni buni. Dumnezeu să-i umplă de bunătate. Dar sunt și o categorie de oameni intermediari, despre care dacă ai fi pus să-i compari, ai zice, mă, nu-i rău, că nu-i nipocăit. Dar nu-i nici sfânt. Există posibilitatea aceasta să fii 60-70% sau mai mult bun. Cum a fost întrebat odată un băiat al meu după ce a stat în vacanță vreo câteva săptămâni în altă parte, întorcând spre casă, spunem cât la sută să spunem la părinți că ai fost bun. Și el a zis 95% să le spuneți că am fost bun și numai 5% rău. Fratele care l-a dus a spus, nu pot să mințesc. Hai să fi tot fost tu bun 75%, 25% ai fost rău.
Și pe când se apropie, îl întreabă, hai spune-mi cât să zic. Și copilul, că știu, ești copii și oameni mari, cum să-și apere poziția, a zis, vă rog să nu o sândiți un nevinovat, 95% am fost bun. Dar cu tot optimismul său, tot a recunoscut că n-a fost 100% bun, așa-i? Așadar, inima acestui împărat și altora ca el și altora ca noi poate să fie într-un anumit procent bună și într-o altă parte rea. Vreau să vă prezint din inima, din partea de inimă bună, trei lucruri bune. Versetul 34. Când s-a întărit domnia în mâinile lui, a omorât pe slujitorii care uciseseră pe împăratul tatăl său, dar n-a omorât pe fiii lor, căci a lucrat potrivit cu ceea ce este scris în lege, în cartea lui Moise, unde Domnul dă porunca aceasta, să nu se omoare părinții pentru copii și să nu se omoare invers, unii pentru alții, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Rețineți, era împărat, putea face ce vroia. Inundă exemplele când împărații s-au răzbunat pe un neam și l-au omorât până la ultimul slujitor. El a zis, nu, deși îmi pot permite că s-a întărit împărăția în mâinile mele, procedez după lege. Dacă așa e scris, așa fac. E mare lucru. În mod deliberat, când poți să faci cum vrei, să faci cum e scris. Cum sunteți dumneavoastră aici? Poate unii tineri, biserica nu vă poate controla ca și într-o comunitate întreagă românească, nu sunteți cu părinții, și vă zici, fac cum vreau. Dacă aveți o parte de inimă bună, s-ar putea să țineți cont de anumite lucruri. Nu-mi permit să mă abat, știu așa, am învățat că așa trebuie și fac așa, frumos. Și când auzi de câte unul sau de câte una, că a respectat Scriptura și a procedat după o pocăință veritabilă, îți vine să zici, măi, e un lucru bun și este, dintr-o parte de inimă bună. Și Saul avea lucruri bune. Știți că a scos tot ocultismul afară, numai că spre final a revenit. Felicităm pe cei care împlinesc o parte a Scripturii, dar sperăm să nu rămână dacă le-ar face Domnul o inspecție la calificativul de farisei, că păzesc cu scrupulozitate o parte, dar pe alta nici nu o ating. S-ar putea să fie domenii la care să răspundem ca tânărul bogat, toate astea le-am păzit de când am început să pricep. Dar s-ar putea să fie vreun domeniu care nu l-ai păzit și ți-a fost greu și ispititor tot de când ai început să pricepi. Trecem mai departe. Al doilea lucru bun din partea de inimă bună. Versetul 5. Amația a strâns pe oamenii din Iuda și i-a pus după casele părintești căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. Pentru tot Iuda și Beniamin le-a făcut numărătoarea de la vârsta de 20 de ani în sus și a găsit 300.000 de oameni aleși în stare să poarte armele, mânuind sulița și scutul. Bun organizator, om activ, aveți nevoie de așa ceva? Sigur, începeți construcția și la partea spirituală aveți nevoie. Om activ, a știut să organizeze țara și atunci nu era ca astăzi. Era un sistem tribal, uneori se răzvrăteau între ei. El a știut să-i organizeze, să-i motiveze, să-i înarmeze, să-i instruiască și a avut o armată de 300.000 de oameni. Cine nu-și dorește oameni activi? Oricine. În domeniul cântării, administrativ, misiuni, la tot ce vrei, avem nevoie de astfel de oameni. Dar știți că și Saul a fost activ, da? Pe front a murit. Scrie în 1 Samuel 14:52, de îndată ce zărea vreun om viteaz, Saul lua cu el, tu ești bun, în plutonul cu tare, în compania cu tare. A fost activ. Știți că și farisei erau activi, da? Cât umblau după un ucenic? Cu jurul pământului. Vă spuneam de secte că sunt activi, da? Misionează, au normă. Activi, organizați, centralizați. Poate să iasă dintr-o parte de inimă bună. Că numai Dumnezeu știe la fiecare cât e de dragă lucrarea sau numele său din lucrare.
sau interesul său din lucrare. Dar dacă n-ai cel puțin o parte din inimă pentru lucrare, nu te apuci, faci altă carieră. Trebuie să-ți fie, într-o anumită măsură, dragă lucrarea să o faci, nu? Dacă nu ți-e dragă deloc cântarea religioasă și ai aptitudini muzicale, faci carieră în alt domeniu. Dar avea o parte de inimă dată Domnului și a fost activ. Și al treilea, citeți de la versetul 6. A mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteji, cu 100 de talanți de argint. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis: împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii al lui Efraim. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Dumnezeu te va face să cazi înaintea vrăjmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Amați a răspuns omului Dumnezeu: dar ce să facă, le-am plătit solda. Dumnezeu poate să-ți dea mai mult decât atât. Atunci Amați a despărțit ceata care venise din Efraim și a poruncit ca oamenii aceștia să se întoarcă acasă. Al treilea lucru bun: a fost în stare să se corecteze când a fost sesizat. Numai înțelepții pot face aceasta. Pe nebun nu-i corectez. Nici dacă îi toci cu piselogul în piu, spune în proverbe. Nici dacă le dai 100 de lovituri, n-ai șanse. Numai o inimă bună, numai înțelepciunea care vine de sus este ușor duplecătoare. Rețineți cât de greu a fost să repare greșeala asta. Dacă un lucrător de aici ar organiza ceva în biserică și s-ar uni împreună cu altă biserică, să dăm un exemplu, și Domnul să-i vorbească: nu-i bine ce ai făcut, respectivii nu-s pocăiți și face ecumenism și rău. Și să vină apoi să spună: fraților, deși am investit, am plătit localul împreună și am făcut, nu ne mai adunăm, că așa au zis Dumnezeu. A fost în stare să revină în fața națiunii și cu banii dați, cu paguba, să spună: am greșit, revin și mă corectez. Asta e mare lucru. Că unii nu sunt în stare să ceară iertare în fața soției sau soțului. De cum se știe toată țara că eu greșit și n-au făcut bine. Dar cine muncește, spunem noi, greșește, nu? Credeți că în lucrare nu se greșește? Toți greșim dacă activăm. Eventual, cine nu face nimic, nu greșește lucrând. El greșește judecând. Sau stând. Dar greșim. Este necesar să ne pocăim. Sunt trecute în Biblie greșele a unor oameni mari. Dar sunt trecute și revenirile și pocăința lor. Să accepți disciplinare. Putea David în răzbunare măcar să-l lase pe Abishai să rezolve pe Shimei și a spus: nu, lasă-o să blasteme. De atât că l-a pus Dumnezeu. Eu am greșit. Numai o parte de inimă bună te poate ajuta să te corectezi. Rău nu se corectează, că cei răi merg din rău mai rău și nu-și revin. Numai partea bună te ajută și Doamne ajută-ne să ne corectăm. Căci calea vieții are și mustrare și dacă ne însumăm mustrarea și corecția, ne îndreptăm. Dar acum vreau să mă opresc în dreptul la trei lucruri izvorâte din partea de inimă care nu era dată Domnului. Să vedeți ce poate ieși. În primul rând, versetul 6 recitesc. Ai mai tocmit cu plată din Israel 100.000 de viteji cu 100 de talanți de argint. Și acum întreb: de ce i-a tocmit pe aceștia? De ce? Ca să-l ajute la război, fiindcă a considerat că numai cu a lui nu bate dușmanul, nu? Doar altfel nu i-a adus, cum a zis Eliab către David: ai venit numai să vezi lupta. Nu-i mai plătea pentru asta. Deci el a considerat că nu-i poate bate pe dușman numai dacă se asociază încă cu 100.000 de oameni. Dar întrebarea de fond este alta, asta a fost de formă. De ce n-a crezut că îi poate bate cu cei 300? De ce? Fiindcă nu s-a încrezut în Dumnezeu. Că Dumnezeu putea bate cu 300 cu mai puține zerouri, nu? Gedeon a avut cu un zerou minus și Dumnezeu mai putea două zerouri. Și la 30.000 a rămas la 300. Și dacă vreți, Dumnezeu îi putea bate și fără zerourile alea. Să mai taie unul sau pe amândouă.
Știți de ce nu i-a dus Dumnezeu pe evrei pe scurt din Egipt în Canaan? Scrie în finalul capitolului 14 în Evrei. Nu cumva văzând războiul să plece înapoi. La evrei le-a fost frică de război. Cu munca erau robiți până la maxim, dar de război să n-audă. Și Dumnezeu când a văzut că sunt desperiați în față Marea Roșie, în spate egiptenii, a zis, stați liniștiți, vă arăt eu mai întâi cum se câștigă un război. Stați liniștiți! Și Dumnezeu a bătut cea mai puternică forță militară de atunci Egiptul. Și evreii au cântat pe mal și scrie în Exod 15 cu 3, Domnul este un războinic viteaz. Niciunul n-a făcut nimic, fiindcă bătălia o câștigă Dumnezeu. Și Amația a zis, nu mă poate ajuta Dumnezeu, trebuie să mă ajute a lui Efraim. Doar pe noi ne poate ajuta Dumnezeu? Sau trebuie să ne ajute și pe noi niște profesioniști? Că altfel nu facem față. Și numai că nu o să iasă nimic. Încă scrie aici, chiar dacă la lupte îi face fapte de vitejie, nu câștigi extraordinar. Chiar dacă aplicăm o tactică militară bună, dacă Dumnezeu te poate face să te poate, spune aici în versetul 8, rețineți ideea, căci Dumnezeu are putere să te ajute și tu asta n-ai crezut. Că dacă nu ți este dată numai o parte de inimă Domnului, tu nu te poți încrede mai mult decât ți-i dată inima. N-ai cum. Eu cred că el se încredea în Domnul 75%, matematic socotind, 300.000, încă 100, un sfert, din afară. E arbitrară ideea. Dar numai 75% s-a încrezut în Dumnezeu. Întoarceți puțin în urmă în capitolul 14. De la versetul 9. Un alt război. Zerah etiopianul a ieșit împotriva lui Iuda cu o știre de 1.000.000 de oameni și 300 de cară și a înaintat până la Mareșa. Versetul 11. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeul lui și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutor celui slab ca și celui tare, vino în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim. Și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi, Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Domnul a lovit pe etiopieni și l-a luat-o la fugă. Cum să nu o ia la fugă dacă fuge Dumnezeu după ei? Și a câștigat bătălia. Dar știți cât este de slab omul? Toarceți numai o foaie. În capitolul 16 vine al război. Și de data asta, Asa nu se mai încrede pe Domnul. Să-l cheme, Doamne, hai ajută-mă! Au năvălit neamurile în moștenirea Ta. Se duce și vorbește cu sirienii. Duce-vi-ți, rupeți legământul cu Baeșa, împăratul lui Israel și ajutați-mă! Și de la versetul 7, Hanani, văzătorul, s-a dus la Asa, împăratul lui Iuda și i-a zis, pentru ce te-ai sprijinit pe împăratul Siriei și nu te-ai sprijinit pe Domnul Dumnezeul tău? De aceea a scăpat oastea împăratului Siriei din mâinile tale. Cu Dumnezeu iară câștigai, fără Dumnezeu, ai pierdut. Oare reținem că așa este? Cu Dumnezeu câștigăm, fără El, cu toată filozofia, cu toate tehnicile, cu tot ce am aplicat, pierdem. Chiar dacă adunăm la numărător, la numitor, nu-i nimic. Etiopienii și libienii, războiul anterior de care v-am spus, nu alcătuiau o oaste mare cu mulțime de cară și călărești și totuși a dat în mâinile tale pentru un singur motiv, pentru că te sprijinisei pe El. Și acum rețineți regula generală în versetul următor. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul. Și aici, ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreaga a Lui, Doamne, vrem să Ți-o dăm. Ai lucrat ca un nebun, de aceea de acum încolo vei avea războaie. Oare suferim de nebunia asta? Dar nu-i multă, 25%. Solomon a zis că puțină nebunie, nu multă, biruie înțelepciunea și slavă. E o mare jignire pentru Dumnezeu să nu te încrezi în El. Mare de tot. Să nu te bizuiești pe numele Lui, să nu poți zice ca David în Psalmul 56, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. În biserică, frați și surori, de la noi, de la slujitor și până la ultimul, sprijiniți-vă numai pe Dumnezeu și pe adevăr. Nu apelați la nicio altă metodă, la niciun efraimit care știe să cânte bine.
lăsați-l și dacă i-ați plătit banii de drum, ca lăștiul Efraim, lăsați-l să meargă înapoi acasă. Asta spune Scriptura și așa rezultă de aici. Dar nu numai în domeniul bisericesc, în domeniul pământesc. Vă încredeți în Domnul din punct de vedere economic, sunteți curați? Compromisul vă atacă. Dacă te încrezi în Domnul, El îți va purta de grijă și vei putea să-i spui că e mâna lui Dumnezeu, nu-i mâna ta. Nu te ajuta cu mâna ta și cu mâna altora, că mâna Domnului nu-i prea scurtă. În familie și în orice alt domeniu, trăiți sprijinindu-vă numai pe Dumnezeu. N-apelați la nici vreun alt mijloc. În mod special în domeniul medical, sunt științe medicale paralele, la care diavolul sub presiunea bolii vă poate corupe într-un mediu ocult. Și întâi vi se pare că e ceva practic și sănătos și în urmă nu vă mai puteți desprinde. Sprijiniți-vă pe Domnul. În toate domeniile activității dumneavoastră, dacă nu ne încredem în Domnul acum aici, cum avem curaj să ne dăm pe mâna Lui o veșnicie? Dar dacă noi considerăm că toată veșnicia să facă ce vrea cu noi, acum nu ne lăsăm în brațele Lui. Dacă noi spunem în final rugăciunii Tatăl nostru, a Ta să fie împărăția și slava, Doamne, dar lasă-mi și mie câteva acțiuni, câteva drepturi de vot. Chiar tot Tu, dacă cărmuiești miliarde de galaxii și stăpânește de la gâze și în domeniul păsărilor, nu ne-a putea sprijini și pe noi? Rămâneți-i credincioși încrezându-vă în El și în cuvântul Său și în prorocii Lui, cum a zis Iosafat, și veți fi biruitori. A doua greșeală. 2 Cronici 25, versetul 14. Când s-a întors Amația de la înfrângerea edomiților, că i-a bătut numai cu cei 300, că a ascultat de Dumnezeu, a adus pe Dumnezeii fiilor lui Seir, idolii din Edom, i-a pus Dumnezei pentru el și s-a închinat înaintea lor și le-a adus tămâie. Altă întrebare. De ce i-o fi adus? Doar și la capitolul 28 să verificăm o posibilă variantă de la versetul 23. Ahaz a adus jertfă Dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră și a zis, fiindcă Dumnezeii împăraților Sirii le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să-mi ajute. Deci a considerat, dacă alți Dumnezei sunt mai tari, i-a aduc și pentru mine să mă ajute. Dar acum revin și citesc versetul 15. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Amația, a trimis la el pe un proroc care a zis, pentru ce ai căutat Dumnezeii poporului acestuia care n-au putut să-și zbăvească poporul din mâna mea? Deci nu i-a adus ca să-l ajute, că nu erau buni de ajutat. Dar atunci pentru ce i-a adus? Scrie în versetul 14 pentru ce i-a adus. I-a băgat într-o cameră și le-a adus tămâie. Nu au vreun scop anume militar să-i ajute. Știți pentru ce i-a adus? Fiindcă partea aceea de inimă care nu era dată Domnului, trebuia împlinită și aia. Că altfel te sufoci. Nu poți să trăiești fără să te bucuri, fără să fii împlinit și fericit. Și dacă ți este drag Dumnezeu 80%, participi la adunare, la slujbe, te rogi, citești, meditezi, dar dacă nu ți-e drag, n-ai intrat de tot în inima ta. Restul sectoarelor, ca și cum mai avea altă cameră, acolo mai ai niște idolași, că omul nu este religios și acolo slujește altor idoli, sub diverse forme actuale. Haideți să ne verificăm sectoarele vieții. Asta a fost a doua greșeală a lui. N-a avut plăcerea toată în Dumnezeu. I-a plăcut să activeze, să citească în Biblie, să respecte anumite părți. Dar a găsit plăcere și în niște idoli. Vă întreb, omul cel mai larg descris în Biblie e împăratul David. Despre niciunul nu scrie nici în Noul Testament mai mult ca de David. Pe vremea lui David erau idoli. Idolii, istoric, datează de la Babel încoace. Dar deși este așa descris pe larg, scrie undeva că s-a retras David sau în nevoile lui,
Au avut ceva idole așa ascuns sau pe față? Ați găsit? Hai să vă citesc ceva din 1 Cronici, capitolul 14, versetul 11. Chiar de la 10, ca să citim contextual. David a întrebat pe Dumnezeu zicând: să mă sui împotriva filistenilor. Îi și vei da în mâinile mele. David știa cum să merge la război cu Dumnezeu. Dacă mi dai mâinile mele, ce mai rămâne de făcut? Să operez partea mea. S-a suit, i-a bătut și filistenii au fugit și a lăsat idole acolo. Versetul 14. Ei și-au lăsat acolo Dumnezeu care au fost arși în foc pe porunca lui David. Nu a fost ispitit să ia. O să vă și eu cum e. Întoarceți la Psalmul 16. De la versetul 1. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Asta e punctul 1 de care am vorbit, nu? Încrederea, da? Acum punctul 2, versetul 2. Eu zic Domnului, o cât ne-ar aștepta să zicem și noi. Tu ești Domnul meu. Dar asta am zis când ne-am botezat, nu? Am mărturisit Domn și Dumnezeu. Dar auziți cum sună versetul întreg. Tu ești singura mea fericire. David, nu ți-e drag altceva? Ceva zei de la filistean, nu vrei? Versetul 3. Sfinții care sunt în țară, puțini români sau mulți cât îi aveți în Austria, sau austriești dacă sunt, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Cum, nu mai vrei să mergi în povești și la alții? Nu, că sunt plinit total cu ăștia. Ăștia sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, rețineți, în vremea lui David, industria idolatră era prosperă. Oamenii aleargă după Dumnezei străini, orientare, în toate părțile, ca și astăzi. Dar eu nici măcar nu pun numele lor pe buzele mele. Probabil și când a zis să iardă foc, nu le-o fi zis pe nume. A zis doar faceți curățenie, să zicem. Nici măcar să nu-i pomenească. De cum să-i ducă acasă și să le ardă tămâie? Să se gândească la ei, cum spune Neremia, că se gândesc la idol, ca la copiii lor. Sunt încrustați în inimă. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Oriunde sunt în grădina tatălui și oriunde am paharul cu mine plin de peste el și beau cu plăcere și mă satur. Aici vrea să ne aducă Dumnezeu, să ne găsim plăcerea în el. Că dacă nu, ce o face o veșnicie, frați și surori? Spune, Doamne, dar tot de-a tale? Păi asta e veșnicia, Dumnezeu, totul în toți, în cape de pe acum. Să-i dăm inima, că El ne dă raiul și cerul întreg. O să ne umplă de fericire. Gândiți-vă la David, zicea, Doamne, un lucru doresc fierbinte, îl cer, Psalmul 27 cu 4, 65 cu 4, lasă-mă în casa ta, cel puțin în curte. Să mă minunesc de templul tău. Dar David, dragă, tu ai palat, singura casă de cedru cu material de import, e a ta. Chivotul Domnului în cort, la cort îți place? Dar David, tu acolo nu ești nici păstor, numai te-ai pus să cânți. Da, îmi place acolo enorm. Că eu mă duc la biserică, în primul rând, pentru Dumnezeu. Că aici nu venim nici să facem slujbă, nici să ascultăm slujba, în primul rând. Venim să ne închinăm și să lăudăm pe Domnul. De fiecare dată tu când vii aici, cânți câteva cântări spre slava Domnului. Unele mai cântăm noi pentru frați. Dar cântăm câteva spre slava Domnului. Ne rugăm, poate nu protocolar așa individual, când ne rugăm în comun și ne vărsăm focul înaintea Domnului. Și îngerii fac servicii speciale pentru fiecare și îi duc rugăciunile în cer. Și într-o zi vor veni după noi, nu doar tot după rugăciunile noastre. Și ne vor aduna din toate colțurile pământului, slăvit să fie Domnul. Așteptăm ziua aceea. Scrie mai departe aici, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată, deci îl admiră pe Dumnezeu pe toate părțile. Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuiește, că-și până și noaptea îndemnuri inima. Dacă vreți să vă aparțină și nopțile împărtășie cu Dumnezeu, dați-i mai întâi zilele. Apoi și noaptea o să fie tot o trăire cu El. Versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Măi, David, tu nu mai vezi numai pe Dumnezeu.
dar nu-i mare destul. Ar mai încape altceva în univers pe lângă el? De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește. Sunt plin de bucurie la umbra aripilor tale. Mă bucur în Domnul, căci tu nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse. Doamne, numai le-am prins gustul, dar ce-o fi când o ajunge la tine? Și desfătări veșnice în dreapta ta. Frați și surori, bucurați-vă aici cu Domnul, chiar la necas și la împărăție, și anticipați bucuria veșnică. Haideți să ne dăm inima în întregime, să se și bucure cu Dumnezeu. Atunci nu mai trebuie să vă spună cineva, vedeți că nu-i bun sportul, vedeți că nu sunt bune distracțiile firești. Dar dacă tu nu ții inima dată Domnului, tu vii la biserică cu picioarele și cu gândul mergi în partea cealaltă. Nu poți, nu? Că inima ți este unit, este comoara. Comora noastră este în cer. Dar și Dumnezeu ne are pe noi comoră. Dar ce comoară, imaginați-vă dacă am fi așa un aliaj. Parte aur, parte lucruri pieritoare. Se-i spune îngerii, Doamne, ce comoară ai așa pestriță? Că nu-i toată a ta. Dar dacă ne bate inima total pentru Dumnezeu, folosesc eu aici unde următoarea comparație. Noi așteptăm pe Domnul să ne fie mire, așa-i? Dar noi ca logodnică mai cochetăm uneori cu lumea și cu diavolul. Tinerilor, dacă logodnica voastră v-ar spune, auzi, eu te iubesc, mă căsătorit cu tine, dar dacă puțin așa mai fac un voiaj și cu alții. Ne-ar părea ceva absurd, nu? Dacă soțul sau soția ta ți-ar spune, dar ce-i chiar atât de grav, cum spune noi, dar ce-i rău în asta? Dacă nu-i Dumnezeu prezent, poate fi bine? Plăcere de o clipă, extaz efemer, dar cu Dumnezeu sunt adevăratele bucurii. Și punctul 3 cu care ne apropiem de încheiere, 2 Împărați 25, a făcut greșeala organizatorică de care am vorbit și în versetul 7 scrie că un om al lui Dumnezeu a venit la el și a zis, împărate, nu-i bine. Hai să zicem la omul ăsta lui Dumnezeu predicator. Lăsăm așa. În versetul 14-15, Domnul s-a aprins demonie împotriva lui și a trimis un proroc. Lăsăm proroc, avem nevoie de el. Face o a treia gafă și vrea să înceapă război cu Ioas, împăratul lui Israel. Și acesta îi zice de la versetul 18 și apoi 19, tu te gândești că ai bătut pe edomiți, de aceea ți se înalță inima ca să te mândrești. Acum stai mai bine acasă. Eu când am sesizat aspectele acestea, am rămas uluit. Și am zis, cât de bun e Dumnezeu. După prima greșeală, i-a ieșit un om al lui Dumnezeu în față. După a doua, i-a ieșit înainte un proroc. Și după a treia, fiindcă la predică nu mai mergea, la proroci nu mai umbla, printr-unul din afară i-a vorbit Dumnezeu. Enorm! Doamne, ridică oameni de-ai tăi prin care să ne vorbești când greșim să ne îndreptăm. Ridică proroci care să ne sesizeze de lucrurile noastre ascunse ce am făcut noi în odăiță cu idolii noștri. Și dacă de ăștia nu mai ascultăm, Doamne, pe drum ieși-ne înainte. Folosește-i pe austrieci. Pe alți români care știe că am fost pocăiți și să ne trimit acasă, du-te, stai acasă că-ți pierzi sufletul. După fiecare greșeală, Dumnezeu se uită din cer ca un părinte și trimite înaintea sa, înaintea noastră oamenii săi să nu ne lase. Ca și la Balam. Doamne, să mă duc? Păi văd că vrei să te duci, du-te. Și trimite un înger înaintea lui. Ce-a căutat îngerul înainte? Parcă vrea Dumnezeu să nu-l lase să se prăpădească. Suntem noi atenți la avertizările care vin? Că acesta e punctul 3, rău la el, nu s-a îndreptat. Foarte interesant. Prima greșeală a fost mare, ca volum, greu de recuperat. Să trimiți 100.000 de oameni acasă și tu să retractezi în fața națiunii și să spui că n-ai făcut bine. A doua? Ce simplu era de reparat, vă dau eu o idee. Să fi chemat un slujitor și spune, mai bagi într-un sac și îi duci la Părăuchedron. Și am rezolvat.
De ce în primul caz a fost în stare să se pocăiască și a fost major și într-al doilea nu? Aici e grav. Că nu-i chiar grav că unul 40% n-are inima dată Domnului și face o gafă mare, dar când aude predica, se schimbă și dintr-o dată ajunge la 80 de puncte. Și altul are 90 de puncte, de procente. Și tot îi spun, măi, corectează-te nasă să faci 92. Și se supără, deodată scade la 40. Și a făcut asta. Eu n-am tratat categoria asta să vă osândesc. Eu am tratat categoria aceasta, mă includ și pe mine, că aici este ideea fundamentală. Noi suntem în diferite poziții înaintea Domnului, cu o parte din inimă dată Lui. Dar Dumnezeu folosește metode după metode. Dacă asculți mustrarea, îți crește inima pentru Domnul. Dacă o respingi, scade. Că vă spuneam la început că sunt o categorie bun și ăștia merg în rai, nu? O categorie răi se duc în pierzare, dar ăștia ce facem cu ei? Păi ăștia se lămuresc până la gata. Unii se îndreaptă și trec de partea celor buni și alții se strică și se vor duce cu cei răi. Bă, încă s-a supărat pe proroc. Vei primi predicatorii aceștia? Sau vei primi numai pe cei care îți proces după inima ta? Să-ți moară de-a binele. Aici este marea întrebare. Ce vei face? L-a închis pe proroc. I-a mai vorbit Dumnezeu odată prin Ioas. Ca și la Iosia de mai târziu când i-a vorbit prin Faraon. Nu ieși înaintea mea că vei muri. Știți ce s-a ales de acest împărat? Toarceți pagini. Ioas, împăratul lui Israel, 23, a luat din Betșemeș pe Amația. A făcut o spărtură în zid, a luat-o taurul și argintul, toate vasele care se aflau în casa Domnului, a ajuns prizonier, a rămas fără soldații aceia care i-a organizat, a fost prădată casa Domnului dintr-un om cu valoare. Nu faceți analize la alții până nu vă faceți mai întâi dumneavoastră. Verificați-vă încrederea în Dumnezeu și alipirea de El. Dacă ești lipit de Domnul și îl vezi pe Dumnezeu așa mare lângă tine, n-ai cum să te mai vezi pe tine, nici să te sperii de nimeni. Că e prea mare ca să ne temem cu El. În numele Lui vom face mari sprăvi. Avem încredere că ne va mântui. Dacă Dumnezeu e așa interesant și ce mi-a plăcut, haideți să ne bucurăm de acum în El și numai în El. Și dacă nu este chiar așa, să rugăm pe Domnul să vină cu sesizare după sesizare și la noi să urmeze pocăință după pocăință. Spunem noi că și Iov s-a mai pocăit. Știți de ce s-a pocăit Iov? Iov nu trebuie să se pocăiască de imoralități, că niciodată nu s-a uitat la o fecioară, a zis. S-a pocăit exact de ce nu era. Ce a zis el? Am tot bombănit, acum pocăiești, tac din gură. Deci la unii pocăința ta trebuie să tacă din gură. Să nu vorbească când nu trebuie. La altul pocăința presupune altceva. Când auzi mustrarea, te sesizezi? Știi ce e asta? Duhul lui Dumnezeu care e în inima ta și care e în predicator și vrea să te vindece. E Dumnezeu care îți vorbește că vrea inima ta întreagă. Asta își dorește El. Asta e toată chintesența Scripturii. Doamne, ce dorești? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul și toată puterea. Doamne, ajută-ne! La câte am spus zilele astea, eu nu mai fac încheiere, că tot n-ar fi concluzivă. Mă gândesc că nu se face încheiere și se face o continuare lucrată de Duhul Sfânt. El să ne aducă aminte, să ne păzească de orice cădere, să ne mântuiască și să ne luptăm pentru frații noștri și pentru stăpânul nostru până când se va suna cu trâmbița și va începe împărăția. De atunci încolo cu Dumnezeu și până atunci să alergăm după El. Amin.